Oameni de milioane. People like us. Cu Toader Băun. Omul de milioane pe care îl cunoaștem în această săptămână la Europa FM scrie povești frumoase în București de cel puțin 13 ani. Este membru fondator și președinte al Fundației Calea Victoriei. Vorbim despre un proiect dinamic dedicat culturii și educației continue. Unei discuții despre cultură i s-a dedicat încă de la începuturi, într-o vreme în care oamenii aveau cu totul și cu totul alte subiecte. Sandra Ecobescu, bun venit la Europa FM. Bucur că sunt aici cu voi. Mă uit la cum arăta viața culturală acum 13 ani, mă uit la ceea ce se întâmplă acum și pare că multe lucruri nu s-au schimbat. Mereu găsim alte preocupări și alte discuții pe care să le aducem în spațiul public. De ce o preocupare pentru muzică clasică, pentru cursuri, pentru conferințe cu teme din acestea, dintr-o altă sferă, parcă? Fiu foarte sinceră, pentru că așa sunt eu și cred că asta e și un avantaj al vârstei. Cu cât înaintezi în vârstă, poți fi și foarte protocolar, poți să vorbești și cu foarte multă grijă și înfășurat, dar îmi dau seama că timpul e foarte prețios și că de cele mai multe ori mesajul ajunge la oameni când suntem foarte deschiși, poate uneori abrupți. Și atunci o să îți spun direct că această fundație am creat împreună cu una din surorile mele, noi suntem trei surori, și am inventat un spațiu în care se întâmplă lucruri care nu ne-au lipsit în școală sau pe care le-am descoperit mai târziu sau pe care ar trebui să fim cumva autodidacți. Pentru că, da, la un moment dat nu poți să devii și dirijor, și pictor, și scriitor și atunci explorez cumva singur. Și ne-am gândit noi acum vreo 15 ani ce ar fi să creăm într-un salon, cum erau pe vremuri saloanele în secolul XIX, să fie un salon, să fie niște camere într-o casă interbelică sau din la Belle Époque, așa era schema, în care oamenii, tinerii și oamenii în general se întâlnească cu niște mentori, cu niște personaje carismatice, care să nu fie neapărat, sau să nu fie precum profesorii care uneori ne plictiseau tare mult la ora de istorie sau română sau știu ce materie de la școală, ci dimpotrivă, să fie atât de entuziași, atât de carismatici, de asta e cuvântul, și generoși, încât să transmită microbul ăsta. Și atunci cum să zică, da, ce tare, hai să văd, poate chiar e interesant să citesc o carte de istorie sau... Wow, uite-te, deci muzica clasică nu e doar pentru niște oameni snobi, așa, care au, nu știu, niște bogătani, așa cum vedem în filme. Știi, de multe ori filmele americane apare muzica clasică în context de bogătani și chestii dubioase, să zicem. Deși nu numai așa. Muzica clasică poate fi o bucurie pentru noi toți. Dar hai să vedem, poate există un fel de ghidaj, mini-ghidaj, care să ne relaxeze pe subiectul ăsta. Și cam asta a fost ideea. Adică mie și Irinei, sora mea cea mai mare, că eu sunt cea mai mică, ne plac foarte mult artele și zona asta umanistă. Cât de greu sau cât de ușor este să faci arta atractivă, astfel încât oamenii să-și dorească să o descopere, și nu mă refer la cei care deja au simțit gustul și sunt în acest mediu? Eu cred că arta, de fapt, este foarte atractivă și artiștii, de fapt, totdeauna ne atrag. Știi? Dacă mergem pe stradă în țara noastră sau în alte țări, și într-o capitală sau un oraș mare, și la un dat auzim un muzician care cântă la o vioară sau cineva care dansează, lucrul ăsta imediat ne atrage atenția. Da? Și de multe ori artiștii, după cum știm, în istoria lumii și istoria Europei, erau itineranți, erau saltimbalci, erau teatru itinerant și așa mai departe. Deci totdeauna au atras atenția oamenilor artiștii, că au fost pictori, muzicieni, scriitori, și ei atrag atenția și de fapt sunt iubiți de public pentru că vorbesc despre lucrurile cele mai intime și cele mai personale. Cumva lucrurile, gândurile noastre cele mai intime, poate cele mai îndrăznețe visuri sau vise pe care le avem, dar și cele mai mari frici. Și reușesc să le și îmblânzească. Ei sunt îmblânzitorii de balaure, artiștii. Și atunci nu e greu, de fapt, să atragi lumea către subiectele astea. Greu este, de fapt, să scoți învelișul vechi, adică să dai jos de pe postament, nu știu, poetul Nepereche Eminescu, care este mumificat, pentru că așa se făcea branding-ul cultural în secolul XIX, pe postament, da? Ca să iei în serios, artistul trebuia pus deasupra. Ori acum, în secolul 20-21, artistul, dacă stă pe postament, e prea departe, nu mai ajungem la el și nu ne mai interesează. Și atunci, cumva, artistul și arta trebuie adusă mai aproape de noi. Cumva, asta trebuie noi să facem, cum fac și alți oameni în zona asta culturală și umanistă,
să scoatem coaja asta așa artificială de construcție în jurul unui subiect care, cum spuneam, poate pare intangibil sau prea savant sau așa, lumea asta e doar pentru câțiva oameni, și să-l facem accesibil. Asta ne înseamnă că pierdem esența sau, nu știu, de ce nu? Nu știu, cântăm hip-hop cu citate din Socrate, încă nu facem asta, dar cumva, da, domnule, Socrate a fost un om ca noi, foarte deștept, care și-a pus niște întrebări și a învățat și pe alții să-și pună întrebări și, de fapt, să aibă gândire critică. Sandra Ecobescu sună foarte bine și frumos și mă gândesc că foarte mulți oameni vin, sunt atrași de povestea asta și după aia există două scenarii. Ori rămân încântați, ori rămân dezamăgiți, că nu este conținutul acesta artistic cel la care sperau. Poate nu este atât de ușor de pătruns, poate e nevoie de ceva mai mult efort ca să îl înțelegi. Ideea este că la noi, la Fundația Calea Victoriei, există foarte multă libertate și mie îmi place foarte mult libertate pentru că sunt zodia gemenilor și mie îmi place aerul, sunt semn de aer. Deci trebuie să mă mișc și mie trebuie să-mi placă ceea ce fac. Ba. Dacă vrei, fundația este parțial după chipul și asemănarea mea și a tuturor prietenilor mei și a lectorilor. Și atunci oamenii care vin la fundație, care își aleg un curs sau un eveniment, se gândesc înainte ce le place. Deci ei nu sunt forțați. Dacă ție nu-ți place, nu știu, istoria religiilor, eu nu o să încerc să te capturești să-ți vând asta. Că nu sunt la facultatea X, unde în materie, în programa aia e obligatoriu 12 materii și poate unele îți plac, altele nu-ți plac. Aici fiecare om, în primul rând, își alege ce subiect îi place sau pe ce subiect ar fi curiozitat. Apoi, în cazul în care cineva, să spunem, a ales un curs și nu e ceea ce credea, nu-i place felul în care abordează lectorul subiectul, nu știu, să zicem vorbire în public, dau un exemplu, da? Poate să ne întrebe și să ne zic, am ales cursul ăsta, dar nu era ce vroiam. Fundația Calea Victoriei, ce îmi propui? Și noi îi dăm libertatea să aleagă un alt curs. Deci nu se poate, evident, face nici educație, nici cultură, nici activarea creativității sau dezvoltarea abilităților cu forța. Oricine care a intrat la un curs nu se simte confortabil, poate să retragă să aleagă altceva. Dar pot să spun sincer că în 80-90% din cazuri oamenii sunt foarte încântați, pentru că lectorii, prin dinamica fundației, sunt foarte atenți pe dorințele și nevoile fiecărei persoane din grup. Și grupurile de la fiecare curs nu sunt foarte mari. Seamănă foarte mult cu seminarii de facultate, știi? Și acolo, dacă sunt 10-15, hai 20 de oameni, fiecare om pe rând, în decursul celor 3, 4, 5 sau 6 întâlniri, are timp, cu siguranță, să spună de mai multe ori of-ul, să-și clarifice lucruri și să profite de întâlnirea cu profesorul respectiv. Deci, cursurile sunt gândite ca fiecare să câștige în întâlnirea asta. Altfel, nu ar exista Fundația Calea Victoriei, n-ar exista decorul ăsta drăguț, sediul nostru și nici noi să funcționăm aici. Care este cel mai frumos mesaj primit de la o persoană care a apucat să se bucure de aceste experiențe? Măi, mesajele sunt foarte frumoase, dar cred că unul dintre cele mai oneste și frumoase mesaje, în afară de că sunteți minunați, vă iubim, asta putem să spunem multor oameni, nu? Dacă ne cumpărăm o prăjitură foarte bună de la cofetărie și eu sunt entuziastă și scriu, wow, mi-a plăcut prăjitura asta, vă iubesc, sau am cumpărat o lumânare parfumată, sunt fan, nu știu ce. Dar cred că cea mai tare chestie și cea mai sinceră este un mesaj care revine periodic și anume că suntem o oază de normalitate. Adică oamenii că vin la sediu când se poate sau intră online la cursuri, cum se întâmplă acum că sunt oameni și din diasporă și din țară care pot intra pe Zoom la cursuri, ne zic, dom'le, vin la voi la cursurile voastre și timp de 2 ore eu uit de probleme, de politică, de pandemie, de ce-o fi, uit de copii, de șefi. Deci oază de normalitate, un fel de loc de restabilire a echilibrului interior, să zicem, și să zicem și de o regăsire a unei recalibrare a unei busole interioare. Pentru că nu doar e un divertisment cultural, nu doar ne dorim să-i distrăm, să-i învățăm, știi, teleenciclopedia, ci și vorbim foarte mult și îi ajutăm să se gândească fiecare cursant, în funcție de cât își dorește și are nevoie, la nevoile și la bucuriile personale. Da? Deci nu e doar informare, nu doar etalăm niște informații și cursantul se minunează cât de deștept e profesorul X. Nu, îi încurajăm să profite. Deci aș spune că asta cu oază de normalitate e un lucru care mie face foarte bine așa când îl spun cursanții noștri.
Sandra Ecobescu, de ce credeți că oamenii fug de școală atunci când sunt la anii de școală și totuși ajung cumva la o anumită vârstă să se întoarcă la partea asta de educație, să-și dorească o educație continuă, să învețe și să caute să mai aibă răbdarea și timpul astfel încât să poată să învețe? În esență, noi suntem construiți să învățăm tot de cursul vieții noastre. Dacă ne gândim la lumea tradițională, oamenii, strămoșii noștri, că noi românii avem majoritatea strămoși de la sat. Și asta am învățat și eu de la mai mulți profesori, printre care și domnul Vintilă Mihăilescu, care a predat la noi, antropolog, un om extraordinar, care din păcate nu mai este printre noi. Și în lumea tradițională, de fapt, oamenii învățau tot timpul, nu? Ca să poți să te adaptezi, trebuia tot timpul să înveți. Învățai niște lucruri, niște abilități în copilărie, în tinerețe, dar de fapt toată viața învățai. Și inclusiv toată viața munceai. Deci nu începea școala, nu știu, la 7 ani, se termina cu 12 clase sau știu eu cine vrea să facă facultate și apoi ești la job, ai chef sau n-ai chef și apoi aștepți pensia. Asta e o chestie destul de recentă în lumea modernă și postmodernă. Ori învățarea continuă și adaptarea continuă e ceva care e noi și care are legătură foarte mult cu bucuria, cu socializarea și, mai important, poate, sau la fel de important ca astea, cu păstrarea capacităților mentale, cu o tinerețe a minții. Și atunci este absolut firesc ca oamenii, dincolo de niște studii mai mult sau mai puțin obligatorii, mai mult sau mai puțin făcute cu plăcere, să caute în paralel sau după job, paranteză, avem cursanți și pensionari, avem cursanți de la, nu știu, elevi de gimnaziu, liceu până la pensionari, să caute lucruri care să împlinească, lucruri care să aibă legătură cu o pasiune de-a lor, lucruri care să, da, să le dezvolte imaginația și capacitățile cognitive. Sunt oameni care se apucă de învățat limbi străine, nu știu, la 70 de ani, cum e cazul domnului Giuvara, care a învățat sârbo-croată la 70 de ani. Deci are legătură cu tinerețea asta pe care toți ne-o dorim, da? Tinerețea minții. Dacă vrei, uite, acum mi-a venit. Suntem un fel de sală pentru suflet și pentru minte, da? Cum mergi la sală să faci yoga sau pilates sau știu, alergi, mergi pe bicicletă ca să-ți păstrezi corpul în formă. Lucrurile care se întâmplă aici sunt pentru minte și pentru suflet. Mi se pare cumva ironic că în perioada vieții în care avem timp și este și mintea suficient de deschisă și încăpătoare astfel încât să absorbă informația ușor, nu este atractiv ceea ce se întâmplă în procesul ăsta educațional. Ce ar lipsi? Ce ar putea să fie altfel la școala românească, astfel încât să deprindem pofta asta de a învăța și să mergem cu poftă, nu din obligație, nu pentru că este un ciclu care trebuie încheiat obligatoriu ca să îți poți continua o viață de adult de succes, să spunem. Eu am descoperit că te tutuiesc și o să te rog să mă tutuiești și tu. Vreau să zic, să știi că de când am făcut fundația, vrând nevrând am citit mai mult despre ce înseamnă educație. Că inițial când am început aceste cursuri, nu am știut exact ce facem. Ne-am gândit să facem ceva care ne place nouă și să împărtășim cu alții. După aia am realizat că venim foarte mulți oameni maturi, că facem așa numită educație alternativă și educație continuă. Și atunci am început să citesc mai mult despre ce se întâmplă în învățământ în întreaga lume. Și criza asta din învățământul românesc, de fapt, nu este ceva specific nouă. Știi, noi suntem cei mai, ori cei mai puternici daci, ori cei mai, nu știu, slabi la XYZ. Asta e obsesia noastră, că suntem excepționali. Nu există așa ceva. Criza învățământului este în întreaga lume. Se vorbește și în Franța, se vorbește și în America, se vorbește și în Anglia. Se creează niște fine-tuning-uri, așa să zic, pe parcurs, dar de fapt noi funcționăm pe un sistem educațional dezvoltat în secolul al XIX-lea. Și e un tip foarte tare pe care invit pe cei care ne ascultă să-l caute, poate deja știu. Domnul acesta se numește, nu mai este, Sir Ken Robinson și el vorbește despre legătura dintre școală și creativitate. El, britanic fiind și trăia în America, a povestea foarte mult despre faptul că școala omoară creativitatea. Și explică foarte frumos, inclusiv prin niște desene, așa, în timp ce, cum e moda asta, cum apare desenul și spune ideea, cum de fapt sistemul ăsta din secolul XIX ne pune niște cutiuțe pe fiecare. Noi terminăm, știi, promoția 1996, promoția 2020 și indiferent de cum e copilul la 7 ani, pot fi foarte diferiți copiii între ei, trebuie să învețe aceleași materii. Da? Aceeași matematică, de multe ori și aceeași istorie și aceeași... Se întâmplă niște schimbări.
Eu acum, noi lucrăm cu niște copii, avem un proiect pentru copii nevoiași și observ că, de exemplu, în manualul de limba română și în manualele de limbi străine se operează niște schimbări, se mai scot texte vechi și așa mai departe. Dar este această transformare a programei și a sistemului de învățământ la nivel macro, e ceva care durează, pe de o parte, iar pe de altă parte, după cum știm, lumea se mișcă foarte repede. Și atunci, evident, dacă ar fi să ne gândim la copilul care merge la școală, care are, nu știu, 10-12 ani și are TikTok și telefon și internet și YouTube și filme, evident că e foarte greu să concurezi cu toată lumea asta, explozia asta video, de informație, să concureze textul scris, o carte cu asta, nu știu, să citești Baltagul și să fii super entuziasmat citind Baltagul, în timp ce niște prieteni îți trimit pe TikTok, nu știu, ultimul hit sau ultima glumiță, nu știu, roast pe care a făcut-o nu știu cine. De fapt, singura șansă să se întâmple un upload în cazul educației și să nu fie complet plixisit copiii la școală este educatorul și profesorul. Să fie oameni foarte inteligenți, foarte conectați și la realitatea asta a tehnologiei și să reușească să creeze o punte, de fapt. Cum cred că de fapt s-a întâmplat întotdeauna, că imaginează-ți tu că noi am fi fost acum, nu știu, în secolul al XVIII-lea și trebuia să mergem la școală să învățăm latină. Cât chef aveam noi dacă aveam 17 ani, afară cântau păsările și noi trebuia să mergem să învățăm latină sau greacă veche. Ori acest lucru care s-a întâmplat multe secole, oamenii în Europa învățau greacă și latină, s-a făcut datorită sau prin niște profesori foarte buni. Ori cu Frica, cu Bățul, ori cu profesori extrem de buni. Deci Bățul nu cred că funcționează pe termen lung și dacă e să vorbim de educație, trebuie profesori foarte buni care să creeze aceste, bine să zic, scurtături. Punți. Punți, exact, exact. Eu asta fac. Când vorbesc cu tineri, ei zic, au, avem de citit Eminescu, nu știu ce. Bine, zic, hai să vă zic care e treaba cu Eminescu, că eu lucrurile astea le-am aflat la facultate. Eminescu era un om care făcea lucrurile astea, nu era doar într-un singur fel. Da, pe bune, da, și era prieten cu Creangă și Creangă era un tip foarte înalt și Eminescu era un tip mai mic de statură. Ia, imaginați-vă cum mergeau ei pe stradă, ce tare. Și era și Caragiale prieten cu el, care era un tip super miștocar. Da? Wow! Și încep să spun anecdote și lucruri pe care le-am învățat la facultate și le-am citit în critica literară. Și atunci oamenii ăștia care sunt mumificați într-un manual de limba română și fără viață, devin oameni cu sevă și cu viață. Și atunci devine interesantă poezia aia. Ia să vedem ce-i în spate. Deci cumva așa cred că, asta e, mă rog, este o cale pe care o folosesc eu, pot fi multe altele. Bine, asta sintetizat într-un clișeu românesc, omul sfințește locul și cam așa e și cu profesorul. Așa e. Apropo de latină și de limbi care nu mai sunt vorbite astăzi, nu trebuie să mergem atât de multe secole în urmă, încă se mai studiază, încă mai sunt în școli și poate nu toată lumea are inclinație și răbdare. Mai puțin în școli, nu știu dacă se mai studiază latină. Mă rog, sunt multe lucruri în programă, dar ele nu sunt studiate de adevăratele, de fapt. Da, pentru bine, că asta se studiază... e o discuție mult prea amplă. Ce se studiază, ce scrie, ce în hârtie. Da. Apropo de lucrurile astea mici care fac diferența, cum este pentru Sandra Ecobescu, știu, o viață atât de lungă pusă în slujba învățării altora și creării unor proiecte culturale care... Trebuie să recunoaștem, să fim sinceri, întotdeauna sunt puse după alte priorități. Sunt multe, multe altele în față. Cât de greu, cât de ușor este să aduci o discuție despre cultură, despre educație, despre modul în care putem noi progresa ca societate prin lucrurile acestea de bază, cât de greu este să aduci o asemenea discuție în spațiul public și oamenii să și fie interesați de subiect. În mod surprinzător, te voi uimi. Pe lângă faptul că sunt o persoană foarte optimistă, cum ziceam, sunt și o persoană directă. Deci, nu a fost greu. Adică, imaginează-ți că acum 14 ani, jumate, 15 ani, apărea out of nowhere Fundația Calea Victoriei, care era într-un apartament pe Calea Victoriei, în fine, fără legătură cu ce ar trebui să fie o instituție culturală. Lucrurile erau pornite intuitiv, scrise pe o listă așa, nu știu, antropologie, muzică, istorie, ce ne-ar plăcea nouă să vorbim acolo. După care nu știam de unde să o apucăm, deci nu aveam studii de marketing cultural sau ceva.
Am mers intuitiv, am început să scriem unor parteneri media posibile, adică am luat și noi niște reviste care erau în cafenele și spuneau ce să facem în timpul liber și am început să trimitem niște mail-uri și am avut surpriza foarte plăcută, zic de început, ca oamenii să zică, da, cum să nu vă promovăm, n-aveți bani, vă promovăm pro bono. A fost wow. Nu a fost cu toți, dar a fost așa. Apoi, lectorii, de asemenea, majoritatea au intrat în horă foarte ușor și al treilea element esențial a fost publicul. Că spui cum să povestim despre cultură. Deci, cu siguranță că pe piața asta mare există oameni interesați de motociclete, există oameni interesați de gătit și există oameni interesați de cunoaștere sau de cursuri, de activități pentru timpul liber. Da? Și atunci, în București, unde suntem mulți, prin niște lectori foarte buni și prin acești parteneri media, am reușit să ajungem destul de repede la un public curios. Evident, a fost greu să creștem publicul ăsta. A presupus o hărnicie și o perseverență așa de Sisif. Da? Sisif ăsta totuși a înaintat, a mai picat, iar a mai înaintat. Dar, în general, discuția despre cultură și educație e o discuție, să știi, care atrage atenția oamenilor. Pentru că, mai mult sau mai puțin, toți suntem, chiar dacă nu toată lumea implicată în domenii culturale, oamenii au copii și își doresc, nu știu, ca copiii sau nepoții lor să citească, ca să se poată exprima mai bine, nu știu, scris sau vorbit, să ia note mai bune, nu știu, să aibă o viață decentă, să se bucure. Oamenii merg cel puțin o dată în viață la teatru, de mai multe ori la cinema. Deci, cum spuneam, arta e aproape de noi și atunci discuția mie nu mi s-a părut și proiectul nostru ca ceva dificil de plasat în discuții direct cu publicul sau în spațiu așa în general. Și cred că cu timpul am asistat și la o creștere a apetitului pentru genul ăsta de subiecte, știi? Pentru că în Occident se vorbește foarte mult despre creativitate, despre educație, despre educația asta continuă. Dom'le, cum să rămânem noi tineri veșnici? Păi, hai să ne folosim mintea, hai să facem gimnastică și cu mintea. Hai să facem meditație pentru minte și pentru suflet. Hai să, nu știu, facem călătorii, hai să citim. Deci, cred că se vorbește mult despre lucrurile astea și atunci terenul e foarte fertil și, din fericire, românii sunt foarte curioși și foarte deschiși. Chiar mă gândeam, într-o țară mult mai așezată și mai cu tradiție în zona culturală, probabil că această fundație, Calea Victoriei, apărută de nicăieri, așa ca un ninorog mov cu aripi albastre, zburătăcindu-se așa pe spațiu, nu știu dacă ar fi fost luată în serios neapărat de cineva. Ori România au o mare bucurie și deschidere către ce nou și către chiar experimente. Și asta e un lucru bun. Suntem foarte curioși și foarte deschiși. Și la capitolul perseverență, da, trebuie să lucrăm ca să revină, știi? Ca să le dăm un curs frumos și să le mai dăm încă un curs. Să facem un concert mic și apoi să facem un concert mai mare. Și oamenii să zică, da mă, e în regulă. Uite, ăștia de la fundație chiar fac treabă bună. Deci ce promit ei fac și uneori chiar e mai frumos decât ne promite într-un comunicat de presă. Care e cea mai importantă lecție pe care ai primit-o din experiența asta de a fi omul din spatele fundației? Cred că cea mai importantă lecție, așa mi-a venit rapid când m-ai întrebat, a fost să nu renunți și să nu renunțăm. Pentru că uneori poate fi foarte greu. Asta cred că e valabil în multe domenii. Și ai sentimentul, la un moment dat, că eforturile sunt mari, disproporționat mai mari decât ceea ce primești. Și aici nu vorbesc doar la nivel financiar, ci și poate suportul pe care l-ai așteptat la un moment dat din partea unor instituții ale statului sau a unor oameni, a unor companii care le ceri ajutor și așa mai departe. Pe de altă parte, această perseverență a noastră în timp a făcut ca lumea să vorbească de noi. Și chiar dacă nu s-au deschis niște uși la început, în primii ani, faptul că s-a auzit în piață că fundația face multe cursuri și sunt oameni faini și profi super tari și cursurile sunt cele mai mișto din București, când ne duceam să mai bătem la ușiță după 5-6 ani, se deschidea și lumea zicea, știu, băi, știu de Fundația Calea Victoriei, de când încerc să ajung la un curs la voi? Sau, a, da, am fost la 3 cursuri la voi. Sau oameni care mă salută pe stradă, știi? De câțiva ani. Bună ziua, astăzi de la fundație, știi? Deci, cumva am stat cu mintea, așa ne-am făcut noi treaba aici la noi în bătătură, am încercat și ne-am străduit și am reușit să facem cursurile cât mai bune și evenimentele cât mai cu bucurie și cu conținut, astfel încât s-a dus vestea în târg și lucrul ăsta e foarte valoros. Și, de fapt, cred că asta rezistă, pe asta trebuie să ne concentrăm.
Sandra Ecobescu, mulțumesc pentru că ești omul nostru de milioane la Europa FM. Și eu mulțumesc foarte mult. Oameni de milioane. People like us. Cu Toader Băun la Europa FM.